Iordan și a primit acea ungere, porumbelul coborându-se în chip firesc peste el și din cer s-a auzit glasul Tatălui, acesta e Fiul meu în care îmi găsesc toată plăcerea, din momentul acela, Iisus Hristos n-a predicat altceva decât împărăția cerurilor. Pe el a preocupat ca să vestească în puterea Duhului Sfânt tot adevărul revelat de Sfintele Scripturi. Dumnezeu este co-creator. Dumnezeu a creat toate lucrurile. Duhul Sfânt este viața. Duhul Sfânt asigură viața la toate lucrurile. Iar Iisus Hristos este singurul mijlocitor între om și Dumnezeu. Omul Iisus Hristos mântea de toamele lui Dumnezeu de Dumnezeu. Și conștul lui îl găsim pe Iisus Hristos după ce a trecut testul în care a fost dus de Duhul Sfânt în pustie ca să fie ispitit și el a fost biruitor în testat. După aceea îl găsim predicând împărăția cerurilor, predicând pocăința, predicând credința, pentru că el spunea, e cu neputință să fim plăcuți Domnului, ci prin auzire, ce face? Vine credința în inimă, credința vine prin auzirea Cuvântului Dumnezeu. Și Cuvântul Dumnezeu este puterea lui Dumnezeu pentru mântuirea fiecăruia care crede întâi a iudeului, apoi a grecului. Fii foarte atent! S-ar putea ca în urma auzirii inima ta să fi fost răpunsă de Cuvântul lui Dumnezeu și ființa ta să fie acceptat pe Iisus ca Domn și Mântuitor. El în prima predică pe care el o aduce la cunoștința poporului conform textului din Marcu 1:14-15 spunea, pocăiți-vă căci împărăția cerurilor este aproape. Împărăția cerurilor a venit în lumea noastră prin puterea Duhului Sfânt. Și Domnul Iisus Hristos nu face nimic până când nu primește Duhul Sfânt. Și eu, la rândul meu, n-am voie să mă duc în vestirea Evangheliei, în săvârșirea de semne de mână minuni, dacă nu sunt înlocuit de Duhul Sfințenie. Iisus ne spunea la înălțare, nu vă depărtați de Ierusalim, de Iudeea, Samaria, până când se va pogorî Duhul Sfânt peste voi și veți fi martori. Și când se va pogorî Duhul Sfânt peste voi, fapte 1:8, veți primi o putere. Puterea aceasta coboară Dumnezeu peste fiecare dintre noi care se ne poate da garanția că atunci când El va reveni, noi ne vom lua zborul ca porumbei spre porumbarea lor și vom fi o veșnicie întreagă împreună cu întemeietorul împărăției lui Dumnezeu care este Iisus Hristos. Revenirea lui Iisus Hristos însemnează inaugurarea, intrarea în folosință a împărăției. Aici noi suntem câștigați din lumea de afară să formăm împărăția Lui. Și împărăția Lui nu sclăbirile, împărăția Lui suntem noi, dacă în noi locuiește Dumnezeu. În momentul în care Iisus urcă pe munte și aduce această predică la cunoștința poporului care era adunat mulți acolo, el începe aici un prolog, o predică de mai multe fericiri. Printre alte, cu ajutorul Dumnezeu, am ajuns la fericirea celor flămânzi și însetați și voi continua de aici încolo pentru că vreau să am continuitate la ceea ce voi predica. Matei 5:6. Cuvântul zice, ferice de cei flămânzi și însetați după neprihănire, căci ei vor fi săturați. Vreau să te întreb, atunci când ai primit pe Domnul Iisus Hristos, nu-i așa? Erai flămând să vii în casa Domnului. Erai flămând să fii în prezența fraților. Erai flămând să-ți vorbească Domnul prin Duhul Sfânt. Erai flămând să auzi o cântare, să auzi o poezie, să fii în prezența Domnului. Erai flămând. Acum
acum, cum ești? Biblia spune, ferice de ăștia care permanent flămânzesc, se înflămânzi și se dați. Cerința fundamentală pentru orice om evlavios este să flămânzească și să înseteze după neprihănire. Vreau să te întreb, acum când e alb și s-a mar, și când căldurile sunt mari și luptele sunt multe feluri de multe feluri, nu e așa? Că prima dorință a ta este să-ți adapți sufletul însetat ca să se potolească arșița din lăuntrul tău. Cu atât mai mult, sufletul nostru nu poate fi hrănit cu bucate alese, miezoase sau cu băuturi. Nu pot spune că mâncă suflete, bea suflete. Sufletul nostru flămânzește și însetează după neprihănire, după mântuire. Neprihănire înseamnă un om mântuit, un om pus deoparte pentru Hristos. Neprihănirea întotdeauna este asociată cu mântuirea. Când spui un om neprihănit, spui un om care a rupt-o cu păcatul, cu păgânătatea, cu lumea, cu lucrurile din ea, care trăiește. Dar nu mai trăiește El, ci Hristos trăiește El. Glorificat să-i fie numele. Prima condiție o găsim revelată în Matei 6:33, unde spune, căutați mai întâi împărăția lui Dumnezeu și neprihănirea Lui. Și toate aceste lucruri vi se vor da pe deasupra. Vreau să te întreb, ce cauți mai întâi? Foloasele tale firești de moment sau cauți împărăția lui Dumnezeu? Și când spune căutați mai întâi împărăția, adică căutați-L mai întâi pe Dumnezeu, ce doi, căutați și neprihănirea și mântuirea. Pentru noi ar trebui să fie foarte important lucrul acesta, că eu trebuie să-L caut pe Dumnezeu și doi, mântuirea mea. Pentru că degeaba vin la adunare. Degeaba vin la adunare. Dacă nu mai vii și stai aici și consumi programe și tu nu ești străpuns în inima ta, tu nu chei legământ de viață cu Domnul în, ca să fii mântuit, zădarnică se scrie în inima. Și Domnul să ne facă conștienți de marea responsabilitate pe care o am eu care predic și voi care mă ascultați. Celor care urmează pe Hristos li se cere să caute mai pe sus de orice împărăția lui Dumnezeu și neprihănirea. Astfel ați urmărit? Celor care urmează pe Hristos. Noi nu suntem că noi l-am găsit pe Domnul. Că noi suntem oamenii care l-am căutat pe Domnul. Domnul ne-a căutat pe noi, ne-a găsit pe noi, ne-a convins că suntem păcătoși și că avem nevoie de iertare. Și știm cu toții că sângele lui Iisus Hristos este jertfa prin care eu și voi am fost izbăvit de suprestemul legii a păcatului și a morții și prin moarte pe moarte călcând, Iisus Hristos l-a biruit pe Satan, a biruit puterea întunericului, voldul morții, legea păcatului, care era în mădurile noastre. Domnul să-i dea înțelepciune să înțelegem. Starea spirituală a creștinilor de-a lungul vieților va depinde de foamea și setea după Cuvântul Dumnezeu. Vreau să fiu cu patru puncte aici, patru argumente. Foamea, pentru mine e foarte important. Cât citești într-o zi din cuvânt? Cât te preocupă citirea? În cartea Iosua, Moise îi face o recomandare lui Iosua și spune cartea aceasta alegi să nu se depărteze de tine. Unul copt Iosua. Stăruiește asupra ei la timp și de la timp. Căci în ea vei găsi cuvintele vieții. Ea îți va da siguranță. Vei propăși tot ce vei face. De starea spirituală a creștinilor de-a lungul vieților lor va depinde de foamea și setea lor după Cuvântul Dumnezeu. Cuvântul Dumnezeu, Evrei 4:12,
să-l tai. La ce se mai ocupe loc degeaba în grădină? Să fie păstrat pentru foc. Cuvântul din Romani 1:16, căci mie nu mi-este rușine de cuvântul lui Dumnezeu, fiindcă El este puterea lui Dumnezeu pentru mântuirea fiecăruia care crede. Întâi a iudeului, apoi a grecului. Și acum mă duc la cuvântul Dumnezeu. Cuvântul Dumnezeu este viu și lucrător. Este infailibil, fără greșeală. De ce? Pentru că a fost scris de Duhul Sfânt. A fost dat prin Duhul Sfânt. Și unde e Duhul Sfânt, cei ce au scris Biblia, au fost mâneați de Duhul Sfânt. Au scris călăuți de Duhul Sfânt. Și cuvântul ăsta nu are greșeală. Deci, starea spirituală a unui om o poți cunoaște după cât flămânzește după citirea Scripturilor. Cât timp dai citirii Scripturilor într-o zi? Pentru că 24 de ore, dacă ar fi ziua 24 de ore, s-a îmbrază 24. Dar cât timp te oprești din alergarea ta și stai la citirea Scripturii? Domnul, prin asta dovedești cât locuiești El înăuntrul tău. Al doilea lucru, prezența lui Dumnezeu. Prezența lui Dumnezeu este înăuntrul tău, pentru că dacă Iisus, Dumnezeu Duhul Sfânt, nu locuiește înăuntrul meu, nu voi dovedi celor ce mă văd, mă aud, mă ascultă, că sunt neprihănirea lui Dumnezeu. Pomul bun, după roade, îl veți cunoaște. Pomul bun n-aduce roade rele. Nici pomul rău n-aduce roade bune. Și dacă eu mă îndelencesc cu cuvântul, cu prezența lui Dumnezeu înăuntrul meu, atunci ființa mea va fi înclinată ziua și noaptea să caute mai întâi împărăția și neprihănirea lui Dumnezeu și toate celelalte lucruri le voi primi de deasupra. Pentru ca cineva să-L găsească Dumnezeu și să-L cunoască în verdate, trebuie să-L caute cu devotament personal. Iisus spunea că de la Ioan încoace împărăția se ia cu nevală. Numai cei ce perseverează, numai cei ce aleagă, numai cei ce dau nevală, pun mâna, te împărăți. Verifică-te, ești în împărăție sau ești pe lângă împărăție. Iisus, în voi, nădejdea slavei. Câți cu Iisus v-ați botezat? Cu Iisus v-ați îmbrăcat. Și dacă noi suntem temple ale Duhului Sfânt, suntem locuiți de Duhul Sfințeniei, ce rostește gura mea? Ce privește ochii mei? Ce lucrează mâinile mele? Unde largă pașii mei? Domnul să ne înțelepțească. În Cartea Deuteronom 4:22 cuvântul așa. Și dacă de acolo vei căuta pe Domnul Dumnezeu tău, îl vei găsi. Dacă îl vei căuta în toată inima ta și în tot sufletul tău. Deci în ce împrejurări îl poți găsi pe Dumnezeu? Moise face recomandarea în Deuteronom, care este Cartea Recapitulării. În Deuteronom, Moise recapitulează toată legea. Și insistă asupra unor lucruri foarte importante. Referitor la prezența lui Dumnezeu, Moise spunea poporul evreu, scos din robia Egiptului, că ei se vor strica, vor aleca în idolatrie, în imoralitate, în apostazie, vor merge la poporul păgâne, minocărat se vor așeza, vor face căsătorii cu ele, vor trăi ca ele. Dar, în mijlocul acestei decăderi spirituale, dacă vă veți smeri, vă veți pocăi, vă veți căuta, Dumnezeu le spune, din toată inima, din tot sufletul, mă voi lăsa găsit de voi. Vă voi răspunde din cerul, din locul locuinței. Și vreau să te întreb, acum când treci prin valuri, când treci prin încercare, care genunchi îl pui jos? Genunchiul spiritual, trupesc fizic sau te proștei cu toată ființa ta? Mulți își pleacă trupul acesta pe genunchi, dar nu Duhul. Duhul lor este mândru, îngânfat,
ci Duhul lor, numai de prezența Domnului nu-ți face cunoscut. Domnul vrea ca să mă plec cu Duhul, cu trupul și cu sufletul. Glorificat să fie numele. În Deuteronom 6:5. O recomandare pe care face Domnul. Să iubești pe Domnul Dumnezeul tău cu toată inima ta, cu tot sufletul tău și cu toată puterea ta. De ce am și vezi din acestea? Pentru că vreau să te asigur că dacă îl vei căuta pe Domnul, unde? Acolo unde este locul lui. În ziua de sabat, ziua de odihnă a Domnului, care este duminica, noi trebuie să-L căutăm pe Domnul în casa Lui. Locul peste care e chemat numele Lui. El este prezent aici 24/24. Și dacă tu stai în fotoliu acasă și consumi programe pe internet sau televiziune, vreau să spun, nu-i Domnul acolo. Să fii foarte clar. În ziua Domnului, Domnul în casa Domnului. Amin. Domnul în casa Lui. Casă peste care e chemat numele Lui. Dacă cumva ești bolnav și ai ocazia să asculți o predică pe internet, ție ți-i primit că ești bolnav și ești trupat. Dacă poți să vii și nu vii aici, înseamnă că ești din categoria celor ce ca dintre tău de celălalt bun. Pleacă din loc în loc. Domnul să ne păzească la aceasta. Dumnezeu caută părtășia cu cei din poporul Său. Deci Domnul spune că părtășie avem unii cu alții, lumină cu lumină. Părtășie nu există între lumină și întuneric. În 1 Ioan 1:7 spune, avem părtășie unii cu unii alții, dacă suntem lumină. Și ne dă această unică poruncă esențială, care îi va atrăja de sine. Care? Să iubim pe Domnul, Dumnezeul nostru, cu tot sufletul, toată ființa și toată puterea noastră. Glorificat să fie numele. Amin. Mă uit la râfna lui Pavel, care era flămând și însetat după neprihănire. Și vreau să parcurg cu ajutorul Dumnezeu câteva gânduri din râfna. Vă dau la recunte exemplul lui Moise, exemplul lui Abraham, exemplul lui alții. Acum vă dau doar Pavel. Și mă duc cu voi la cuvântul Domnului pe care găsim în Filipeni, capitolul 3, 8, 9, 10, 11. Voi da citire, voi rămâneți pe loc, căci vreau să vedem din cuvântul pe care voi citi selectiv ceea ce îl mânca pe Pavel, ce îl preocupa pe Pavel. Uitați aici. Ba încă și acum privesc toate aceste lucruri ca o pierdere față de prețul nespus de mare al cunoașterii lui Iisus Hristos, Domnul meu. Pentru El am pierdut toate și le socotesc ca un gunoi ca să câștig pe Hristos. Și să fiu găsit în El, nu având o neprihănire a mea pe care mi-o dă legea, ci aceea care se capătă prin credință în Hristos. Neprihănire pe care o dă Dumnezeu prin credință. Și să-L cunosc pe El și puterea învierii Lui și părtășia suferințelor Lui și să mă fac asemenea cu moartea Lui ca să ajung cu orice chip, dacă voi putea, la învierea din morți. Vreau să fiu foarte atent cu voi. De Pavel îl preocupa să-mi spună mie, căci nu el l-a găsit pe Domnul. Că nu el are meritul de fi încredințat pe Evanghelia Mântuirii. Că nu faptele lui bune. Și acum doar niște adevăruri. Aceste versete arată spre ce? Spre inima apostolului. Domnul vrea acum să-ți deschizi inima lor, să intre împăratul, să facă din inima ta un templu sfânt al Duhului Sfânt. Vine ceasul. Și ceasul de acesta e pe punctul să se împlinească. Când pe noi slave va reveni cel ce a mers și care a zis, nu vă las orfan. Mă duc și mi-l trimit pe Duhul Sfânt. Și doi, mă voi întoarce din nou. Și atunci orice ochi mă va vedea, chiar și acel ce m-a străpuns. Și Domnul vrea să spună, fii atent, mă vei vedea faptele tale bune sau rele care acum sunt ascunse. Vor fi scoase la interval, pentru că spune Domnul în Eclesiastul 12:14,
că nimic de ascuns nu va rămâne tăinuit, ci totul va fi scos la interval. Și acum te întreb, ochii lui, că sunt îndreptați asupra celor neferiți 100% în toată ziua. Nu știe el de ce am eu trebuință? Nu știe el de ce am nevoie de trebuință? Glorificați în filme. Cea mai fierbinte dorință al lui Pavel era să cunoască pe Hristos. Al doilea lucru, să trăiască părtășia și apropierea sa personală într-un mod profund. Te întreb, îl cunoște Iisus? Până dacă l-ai cunoaște, să-i deprinde mâinile să faci voia Lui. Care e voia Lui? Fără de care nimeni nu-L vede pe Dumnezeu. Sfințește-i, Tată, prin cuvântul tău. Cuvântul tău este adevărul. Sfințește-i prin adevăr. Adevărul ăsta e Iisus Hristos. Și acum vreau să spun, și viața veșnică este aceasta, să ne cunoască singur Dumnezeu adevărat și Iisus Hristos, pe care l-am trimis eu. Te întreb eu, te cunoaște Iisus Hristos? Pentru că Biblia mea, eu știu că nu greșește. Spune clar, ochii Lui sunt peste noi, non-stop. Și uitați dumneavoastră, cuvântul pe care vă citea aici, veți găsi cu ăsta că fiecare dintre noi are Domnul Iisus ochii aia, sunteți peste noi. Important ca fiecare să fie conștient că Dumnezeu are ochii deschis asupra pocăiților, asupra neprihăniților. Atunci la alți nu le-am treaba. Dar în ziua judecății voi da socoteală și chiar și tu. Pentru binele sau rău pe care l-am făcut că treabă în trup. Pentru că Domnul este prezent aici prin Duhul Sfânt. Căci, așa, 12. 3 cu 12. 1 pentru 3 cu 12. Căci ochii Domnului sunt peste cei neprihăniți și urechile Lui iau aminte la rugăciunile lor. Dar fața Domnului este împotriva celor ce fac rău. Cântăriți! Ochii Domnului sunt peste cei neprihăniți și urechile Lui iau minte la rugăciunile lor. Dar fața Domnului este împotriva celor ce fac rău. Te întreb! Un om care este mântuit poate să facă rău? Nu! Omul care este mântuit este pus deoparte față de păcat. El încetează să mai păcătuiască. Dar dacă totuși o greșit, o păcătuit, avem la Tată un mijlocitor care nu oposește iertând și așa cine este? Iisus. 1 Ioan 2 cu 1. Uite acum, preocuparea lui Pavel care era? Preocuparea lui era cea mai de minte. Să cunoască pe Hristos. Hristos în voi, nădejdea slavei. Preocuparea mea care este? Să-L cunosc pe Hristos. Și puterea învierii Lui. Și mai departe, această preocupare a implicat următoare. 1. Să cunoască pe Hristos în mod personal. Mântuirea Lui în colectivitate. Mântuirea Lui în familie. Mântuirea Lui personală. Fiindcă atât de mult a iubit Dumnezeu lumea, încât l-a dat de Iisus Hristos, Fiul Său, pentru mine, pentru tine, ca nici unul să nu moară. Nu o să zic ca toate contează să nu moară. Nici unul să nu moară. Ci toți ar iubia să veșnică. Acum vreau cu Domnul Lui să cunoască pe Hristos în personal, precum și căile, natura și caracterul Lui, așa cum au fost revelate în Cuvântul Dumnezeu. Care-s căile Domnului? Iisus făcea o mare strigare, Ioan 14 cu 6. Eu sunt calea, adevărul și viața. În nimeni altul. Nu-i dat sub soare un alt nume. 4, fapte 4 cu 12. Între Dumnezeu și om, omul, mijlocitorul este omul Iisus Hristos. Vreau să te întreb, pentru tine, este Iisus Mântuitorul? Este Domnul? Este Răscumpărătorul? Este Împăratul? Pentru că El, Iisus, acum împărățește. După că împărățește, El a trimis pe Duhul Sfânt să fie noi cu
acum mișlocește cu suflete grăite pentru mine, ca să mi se dea o cură de har, o cură de cuvânt, iar pentru voi să mi se ogorească ogorul inimii, ca cuvântul să rădăcineze adânc în lăuntrul vostru și să aducă roade la coace. Pământul în care a fost aruncată sămânța, patru feluri de pământuri, se numește biserica noastră. Sămânța a fost aruncată în toate patru pământurile. Primul pământ, sămânța a fost aruncată lângă drum. O ieșit la adunare, păstrele celui, el lua sămânța. A treilea pământ, a fost aruncat pe stâncă. Fiindcă avea puțin pământ, prima rază de soare, l-a uscat. Prima încercare l-a uscat. Treilea pământ, între spini. Aceasta a crescut, a rodit. Dar la cuce? A rodit. Dar îngrijorările când au revenit peste om, au plecat. N-a dus la coace. Al patrulea pământ, e pământul care sămânța a căzut, a crescut, a rodit, una a adus 100, alta 60, alta 30. Te întreb, de când e la adunare, sămânța ta e plantată? Pentru că cuvântul pe care eu îl spun, se plantează. Când vrei tu, când vrei tu, lucrarea lucrătorului creștin, eu știu un lucru, eu sunt dator să predic Evanghelia. Și evreilor, și neevreilor, nu-i treaba mea cum crește greu din pământ. Rolul meu este să aduc sămânța, să o pun sub pământ. Și o să fac astăzi, pun sămânța sub pământ cu credința, că la anul, că mă voi uita peste voi, în mijlocul celor ce suntem mântuiți, cei ce n-au fost încă mântuiți, vor veni la mântuire. De ce? Pentru că după cum ploaie și zăpada nu se întorc fără rod, tot așa, cuvântul meu nu-i lipsit de putere. Mare putere are cuvântul Domnului. Glorificat să fie numele. Amin. Cunoașterea adevărată a lui Hristos presupune ascultarea de cuvântul Său. Te întreb, că eu fiu la deșa de doră. Cunoașterea adevărată a lui Hristos presupune ascultarea de cuvântul Lui. Cuvântul este aproape de gura ta, de inima ta, ce este cuvântul despre neprihănire. Cuvântul rostit în puterea Duhului Sfânt poate sfârma stânca, cremenele, să facă din inima ta de bolovan o inimă de carne, în care cuvântul să se rădăcinească, să aducă roade la coacere. Și tu să fii mântuit. Căci prin auzire vine credința. Credința urmată de ascultare, pocăință, naștere nou, aduce mântuirea. Glorificat să fie numele. Amin. Deci cunoașterea adevărată lui Hristos presupune ascultare cuvântul Său. Ascult cuvântul. Crezi cuvântul. Cuvântul rostit de Dumnezeu e frămășat. E puternic. Se înfăptuiește. Cuvântul pe care tu îl rostești e adevărat? Sau un cuvânt cu mai mult înțelesul? Domnul vrea să spună că cel ce s-a mântuit vorbește întotdeauna adevăr. Vorbește întotdeauna cuvântul Dumnezeu. Cuvântul Dumnezeu nu naște intrigă. Nu naște tulburare. Pasiune. Cuvântul Dumnezeu întotdeauna rămâne sus. De ce? Un om locuit de Dumnezeu care vorbește cu Dumnezeu nu rămâne de rușine. Apărătorul lui este Iisus Hristos. Glorificat să fie numele. Amin. Deci cunoașterea e primul lucru. Ascultarea cuvânt. Doi. Urmarea călăuzirii Duhului. Te întreb. Umbli călăuzirea Duhul? Duhul Sfânt te cărmuiește. Duhul Sfânt îți dă îndemnul inimii. Că dacă Duhul Sfânt nu îți dă, nu poți spune că ești mântuit. Omul mântuit trebuiește să experimenteze obligatoriu credință, pocăință, botez în apă, botez cu Duhul Sfânt, nașterea din nou. Omul care crede și se botează este mântuit. Cine nu crede, nu se botează, nu este mântuit. Formula asta dată de Hristos. Semnele care vor însoți pe cei ce vor crede. Care sunt? Vor vorbi în alte limbi. Dovada că ești botezat cu Duhul. Nu primești
hotărăște al lui. Și un om care primește Duhul este al lui. Glorificat să-i fie numele. Deci cunoașterea adevărată a lui Hristos presupune ascultare cuvântului. Doi, urmarea care a auzit Duhul Sfânt și răspunsul dat la credință. Eu vedeți cuvântul acum și sunt foarte curios câți vor răspunde la credința pe care Domnul o înmagazinează la untul tău. Pentru că cuvântul ăsta te face acum să judeci. Mă, dacă rămân așa cum sunt, mă așteaptă ghena. Ia! Dacă mă predau brațul lui, vei avea cazul. Pentru că Iisus spune că a mă urma aduce fricoare. Aduce mari, mari probleme. Mulți trebuie să fie conștienți că în momentul în care te pocăiești, o condiție care de aia spun că e pocăința grea, zic eu, este trebuie să iubești de vrăjmași. Trebuie să iubești din toată inima ta. Trebuie să iubești pe cei ce te batjocoresc. Te bat. Te scuipă. Trebuie să iubești pe cei ce îți vreau rău. Trebuie să iubești pe cei care până aici le-au făcut dușmani mărunt. Te trebuie eu. E ușoară pocăința. Pocăința e foarte ușoară. Dacă ești conștient că ești cu ajutorul Harului Lui, vei putea. Fără El, nu poți. Să nu crezi cumva că poți fi mântuit prin propriul efort. Prin propriul fapte. Prin fapte. Prin lege. Nici un om măcar n-a putut ajunge de săvârșit. Prin har. Prin credință. Care este darul nemeritat. Pe care Dumnezeu l-a oferit nouă ființelor noastre. Suntem mai mult decât biruitori. Glorificați să fie mereu. Deci, revin. Cunoașterea adevărată lui Hristos presupune ascultarea de cuvântul Său, urmarea călăuzirii Duhului Sfânt, răspunsul lui în credință, adevăr și identificat cu preocupările și scopurile sale. Ce-l preocupa pe Iisus Hristos? Ca toată omenirea să audă glasul Evangheliei. Nici un om să nu moară. Nici un om să nu rămână lene și neroditor. Ci toți să vină la mântuire. Și facă Dumnezeu ca predica din ziua de astăzi să ne determine ca din împărăția Întunericului să fii strămutat în împărăția Fiului Dragostei prin Cel ce a zis Tată, mă duc să fac voia ta. Amin. Voia ta, Tată, este ca toți pe care mi-ai dat să fie mântuiți. Și aș vrea toată biserica din Hodiș să fie mântuită. Soți, soții, copii, și statul acesta. Amin. Să fie mântuit. Glorificat să fie numele. Amin. Altă calitate îl poate. Să fie găsit în Hristos. Pe Pavel îl preocupa Hristos în el nădejdea slavei. Eu te întreb pe tine care mă asculți acum. Hristos este în tine. Tu ești în el. Ești împreună cu el. Cuvântul așa. Să fie găsit în Hristos, adică să aibă unire și părtășe cu Hristos, care produce neprihănire. Neprihănit, om pus de o parte de Dumnezeu, nu poți fără El. Prin El, cu El, sunt toate lucrurile. A Lui să fie gloria, slava, lauda, amin. Amin. Domnul vrea ca să trăim o neprihănire ca un dar. Oferit Domnul nostru pentru mântuirea noastră. Mă uit acum la un cuvânt care îl găsesc referitor la neprihănire. Domnul Iisus a fost făcut neprihănire și vreau să mă uit la Corinteni 1:30. Și voi, prin El, sunteți în Hristos Iisus. El a fost făcut Dumnezeu pentru noi. Înțelepciune, neprihănire, sfințire și răscumpărare. Și acum revin la verset. Și voi prin El, prin Iisus, fără Iisus nu poți nimic, prin Iisus sunteți în Hristos. Iisus înseamnă Domnul este mântuire. Hristos înseamnă uns cu Duhul Sfânt. Uns. Și acum uit. Iisus, ziceam, și voi prin El sunteți în Hristos Iisus. El a fost făcut de Dumnezeu pentru noi,
neprihănire, sfințire și răscumpărare. El, Iisus, El a fost făcut pentru noi. Hristos Iisus a fost făcut pentru noi înțelepciune. Prin Hristos, în Hristos și cu Hristos. Deci nu există altcineva care să ne ofere înțelepciunea de a putea discerne starea mea de dezastru care mă găsesc decât Hristos. Când Hristos intră înăuntru meu, mă luminează. De fapt, ce spune Biblia în Ioan 16:8? Duhul Sfânt dă în ghiar păcatul, neprihănirea și judecata. Iisus spunea, mă duc la Tatăl. Îl rog pe Tatăl să mă trimită pe Duhul Sfânt, Mângâietorul să fie în voi și cu voi. Da, Ioan Botezătorul spunea, nu-s eu Hristosul. Cel ce m-a trimis să botez, mi-a zis, acela peste care vei vedea pogorându-se și oprindu-se în chip trupesc de porumbel Duhul Sfânt, este cel ce botează cu Duhul Sfânt. Amin. Ioan 1:33. Te întreb eu acum, Iisus când spunea, mă duc la Tatăl, nu mă las orfan, vi-l trimit pe Duhul Sfânt. Se înalță și după 10 zile, dovadă că împărățește cu gândeați domnește, îl trimite pe Duhul Sfânt. Și am făcut bine să facă clarificare. Hristos Iisus a fost făcut pentru noi înțelepciune. Și acum să spunem oamenii așa, prin Hristos, în Hristos și cu Hristos primește credinciosul înțelepciunea de la Dumnezeu. Amin. Ia bine sus cuvintele acestea. Prin Hristos, în Hristos și cu Hristos primește înțelepciune. O clipă, dacă pleacă din mine sau tine Hristos, ce ești? Un om ca o corabie fără cărnă. Corabie mare, acolo, nu? Și ce cărnă înguțare? Cărnă acea micuță, îl duce. Se dă de cărna, intră în derină. Fără Hristos! Fără a trăi Hristos în tine! Fără a te însoți Hristos în umblarea ta de momentul acesta! Ajungi o epavă. Ajungi un om de mic. Cei ce au căzut din har, cei ce au căzut la mântuire au căzut că nu l-au păstrat pe Hristos în inimile lor. Nu l-au luat pe Hristos cu ei. N-au fost însoțiți. Câți am întâlnit oameni evlavioși altădată. Și acum e pare din cauza că în anumite afaceri pe Hristos nu l-au luat cu ei. Și mulți au mentalitatea asta pentru lucrurile micuțe nu trebuie Domnul. Nu, frate, ascultă-mă bine. Și pentru ale mici, și pentru ale mari. Și uite foarte bine la mine acum. Hristos n-a luat nici o decizie. Nici măcar să-și aleagă ucenicii. Până când n-a stat atât noaptea cu Iisus, cu Dumnezeu, în rugăciune. Stătea cu Dumnezeu în rugăciune și Dumnezeu îi spunea, ia de ucenic. El nu făcea nicio decizie fără rugăciune. Fără credințare. Cuvântul Domnului spune, El, Iisus, în mine, cu mine, peste mine, îmi garantează neprihănirea. Domnul vrea acum alt adevăr. Neprihănirea asta, vreau să mă uit la ea. Prădut cuvântul neprihănire înseamnă om în tine. Când găsești în limbajul pagăn neprihănit, justificare, acolo să pui egal mântuit. Cuvântul mântuit înseamnă neprihănit sau justificat. Ia-mi citea Scriptura. Romani 4:5. Pe când celui ce nu lucrează, ci crede în cel ce s-o gândește pe de dos neprănit, credința pe care o are el, îi este socotită ca neprihănire. Pe când celui ce nu lucrează, ci crede în cel ce s-o gândește pe de dos neprănit, credința pe care o are el, îi este socotită ca neprihănire. Vreau să revin acum. Avram, credința testată cu el, când Dumnezeu i-a spus, Avram, adu-mi
pe singurul tău fiu, Isaac, pe muntele Moria, ca șer. Avram a trecut la faptul. Și spune Biblia că Avram credea pe Dumnezeu că îl poate reda pe fiul său chiar din morți. Și atunci a dus fiul ca șer pe altar pe muntele Moria și în momentul când vrea să-l omoare, Dumnezeu a strigat: să nu-i faci niciun rău! Avram! Credința asta pornesc neprihănit. Credința asta fără fapte, spune Iacov, este moartă. Credința trebuie să fie însoțită de fapte. Un om care crede, se botează, este mântuit. Care nu mai crede și rămâne la credință, este mântuit. Mulți care cred că există Dumnezeu, că este Iisus Hristos, că este Duhul Sfânt, vor rămâne pentru lemne de foc. De ce? Spune evangheliștii. Cine crede, se botează. Mântuit, mamă. Cine nu, o sândit. În Matei, de Iisus formula. Toată puterea mi-a fost dată în cer, pe pământ, sub pământ. Mergeți, faceți ucenici din toate neamurile, botezându-i în numele Tatălui, Fiului, Duhului Sfânt și învățați-i să păzească tot ce v-am poruncit. Ai grijă! E vorba de poruncă. Porunca lui Dumnezeu nu se negociază. Când Domnul Iisus vorbește, e poruncă. Și în Matei 28, totuși la 20, spune clar. Toată puterea mi-a fost dată în cer, pe pământ și sub pământ. Și vreau să spun, fiecare din noi va trebui să dea socoteală în fața Marii Tonă al Dumnezeu de viața Lui. Faptele Lui pe care a făcut când trăia în trup. Domnul să-i decuteze. Credința lui Avram este socotită ca neprihănit. Socotirea credinței credinciosului ca neprihănire însă nu este doar rezultatul credinței sau al predării. Că unii cred că cred în Iisus, mă predau în mâna Lui și neprihănit. Nu! Mai vreau să ceva. Este mai presus de toate un act al Harului și al milei. Eu sunt mântuit prin Har, prin credință. Și acesta e darul nemeritat de care Dumnezeu Tată l-a dat pentru mine și pentru voi. Trebuie să mă înțelegi foarte clar. Socotirea credinței credinciosului ca neprihănire însă nu este doar rezultatul credinței sau al predării lui Hristos. Este mai presus de toate un act al Harului, al milei. Dacă Hristos n-ar fi avut milă de mine, milă de noi, care din noi am fi în casa Lui astăzi, mila lui Dumnezeu, îndurările Lui, glorificat să-i fie numele. Când Dumnezeu vede inima credinciosului întoarsă către Hristos, prin credință. Dar vezi, când Dumnezeu o vede, El, Dumnezeu, îi iartă păcatele. Acum ne trebuie pe cei minți. Că mulți se predau. Dar îți vreau sincer. Este așa. Când Dumnezeu vede inima credinciosului întoarsă către Hristos, nu către Dumnezeu, nu către Sfinți, nu către Maria, către Hristos, din ce cauză? În nimeni altul nu-i da sub soare în alt nume. Și acum spune, când Dumnezeu vede și a dat cuvântul din Petru 2 cu 14, îi spune foarte clar că ochii lui sunt deschiși asupra celui neprihănit. Și rugăciunile lui sunt știute. Și ceva și Dumnezeu răspunde. Și acum doar cu Domnului, când Dumnezeu vede în Hristosului, întors către Hristos în credință, El iartă păcatele. Cine? Dumnezeu. Doi. Îi socotește credința care prie cine? Dumnezeu. Dumnezeu. Pentru că Dumnezeu, ca un text al credinței, spune fi-l trimit pe Fiul meu, singurul meu Fiul în lume, ca cine crede în El să nu moară. Să treacă din moarte la viață. Credința asta în El, în sus de fapte, asta demonstrează că este Dumnezeu în tine. Și zice, când Dumnezeu vede inima credinciosului, o vede. Te întreb eu, îți este îndreptată inima spre Hristos? Îl cauți ziua și noaptea ca în pâșbăie?
Te preocupă cuvântul? Te preocupă dragostea frățească? Te preocupă postul apostolilor? Te preocupă frângerea pâinii? Rugăciunea te preocupă. Asta demonstrează că El este în tine. Domnul să ne binecuvânteze. Amin. Și îl primești. Deci Domnul Iisus vede față către Hristos. Așa? Îți iartă păcatul? Îl primește până de la El și fiecare de voi ca un copil al Său. Păi atunci nu! Și acum te întreb eu. Ochii lui Dumnezeu sunt ațintiți 24-24 asupra omilor neprieniți care îi place Lui. Te întreb. Faci parte dintre neprieniți? Pentru că omul neprienit este pus deoparte pentru El. Omul neprienit am chiar legământ la Pavotezul. Omul neprănit este pecelui cu Duhul Sfânt. Omul neprănit este născut din nou. Glorificat să-i fie numele. Amin. Împreună cu socotirea credinței ca neprănire, Dumnezeu dă și har pentru sfințire. Ce mă sfințește pe mine? Duhul Sfânt. Amin. Care este har? Eu sunt locuit de Duhul Sfânt. De ce suntem noi sfinți? Pentru că Duhul Celui ce l-a înviat pe Hristos din morți ne va învia și pe noi! Amin. Și Duhul Sfânt are ca locuință inima mea și inima ta. El nu locuiește în morți, ci în inima de carne. Și Domnul spune, împreună cu socotirea credinței care venire, Dumnezeu dă și har pentru sfințire. Dumnezeu spune, fii sfânt! Fii drept! Fii nedrept. Treci mai departe să moșești. Dumnezeu spune. Dumnezeu ce spune? Păi dacă îți slujești mie, fii lumină, fii sar, fii ce dai un munte. Nu poți fi și lume și Dumnezeu. Nu. Domnul să-i binecuvânteze. Credința care este socotea care e venire și aduce iertare este credința. Nu ne-a cineva! Nu Maria! Nu Sfinți! Credința care este socotea care prinde și aduce iertare este credința în Hristos. Și credința în moartea ispășitoare. Crezi că Iisus a murit? Crezi că Iisus a înviat? Crezi că Iisus e Fiul? Amin. Crezi că Iisus mijlocește? Crezi că Iisus va reveni? Crezi că Iisus e Fiul tău? Crezi că Iisus are viața? Moartea este cal. Crezi? Glorificat să fie numele. El este învierea și viața. Iisus! O Belhador! Viața să fie viață pentru tine! Glorificat să fie numele. Doar moartea sacrificală a lui Hristos pe cruce este temelie împăcării mele cu Dumnezeu. Doar moartea. Dacă Iisus Hristos n-a fi murit pe cruce, eu, voi, n-am fost împăcați cu Dumnezeu. Prin moarte, pe moarte, că când l-a primit pe Satan puterea Dumnezeului, Dumnezeu legii, prin ea avem acces liber la Tatăl. Nu intrăm în veșnicia Dumnezeu fără moartea lui Hristos. Și toți cât se pot iasă, mor împreună cu Hristos. Când sunt scoși de sub apă, în viață la o viață nouă și nestricăcioasă împreună cu Hristos după înviere. Toți ăștia, numai așa poți experimenta mântuirea. Cuvântul Domnului spune că doar moartea sacrificată lui Hristos de cruce este mai împăcării. Păi dacă nu mor împreună cu Hristos, n-am cum fi împăcat cu Dumnezeu. Și când mor împreună cu Hristos? În apa botezului. Când mai mor? Când te naști din nou. Când mai mor? Când primești Duhul Sfânt. Te întreb eu acum, ai murit împreună cu Hristos în apă? N-ai murit? Fă-o! Pentru că împreună asta se iasă la dispoziție ție dată. Dacă aude cineva glasul meu și deschid, voi intra la el, voi cina cu el și el cu mine. Apocalipsul 3:19. Ce trebuie? Auzi? Așa vorbește bisericilor Duhul. Te întreb. Auzi? Dumnezeu vorbește. Biserica.
futura se vor face calina. De veți voi și veți asculta, veți mânca cel mai bine roade. De nou, de sabie veți simțiți, căci cura Domnului a vorbit. Aleluia. Atenție! Dumnezeu îți laudă pe la care aude și face. Nu pe la care n-aude și face. Credința în Iisus Hristos este singura condiție pe care o cere Dumnezeu pentru mântuire. Ai devenit-o? Crezi că Iisus este răscumpărătorul? Mântuitorul? Salvatorul? Crezi că numai în El ai intrare slobodă la Tatăl? Numai prin El! El spunea, eu sunt ușa. Atenție! Ușa oilor. Oile mele cunosc glasul păstorului. Și nu se duc după glas străin. Te întreb, tu ești oița lui? Păi oița lui este în staul. Oița lui are numele scris în cartea vieții. Oița lui a fost păzită, ocrotită, dusă la pășul vers, la izvoare de apă de odihnă, a fost săturată, a fost vindecată, a fost ridicată. Ești oiță? Sau ești sabă? Sau ești verde? Sau ești capră? Domnul să ne binecuvânteze. În Romani 5:10, că acum vorbesc despre neprihănire și vreau să înțelegeți termenul. Mă preocupă ca biserica din Hobbit să vă scuza. Pentru că mie mi se va plăti și mi se va da coroana în cer în funcție de cum mă predic. Și dacă ați urmărit, nu predic nimic de la om. Totul e cuvânt. De ce? Biblia spune că cine predică să predice cuvântul Dumnezeu. Amin. Prin puterea Duhului Sfânt. Și vreau răsplată. Vreau ca ziua aceasta să zică Domnul, fii noroc bun. Amin. Și vreau și zică Domnul, intrați. Glorificați să fie numele. Amin. Căci dacă, Roman 5:10, atunci când eram frășmaș, am fost împăcați cu Dumnezeu prin moartea Fiului Său. Cu mult mai mult, acum când suntem împăcați cu El, vom fi mântuiți prin viața Lui. Când eram frășmaș, Biblia spune că Dumnezeu a muncit zilele la mijloc. A unit vrășmășia, ne-a unit la oaltă. Din doi, am ajuns să fim un singur. Cel ce a stupat Sfântul la mijloc. Cine este? Iisus prin moarte de moarte călcând. Cine ne-a separat? Blestemul legii. Blestemul legii și a morții și a păcatului. Prin lege, n-am făcut altceva decât am ajuns să cunoștem de pe a păcatului. Domnul să ne păzească. Mântuiți! Scot cuvântul ăsta. Prin viața Lui. Nu vă preocupă cuvântul, pentru că tot ce predic, predic cuvânt. Mântuirea Hristos se află în sângele lui Hristos și în viața Lui. După înviere. Mântuiți prin viața Lui. Adică mântuiți prin sângele Lui. Fără vărsare de sânge, nu este iertare păcatelor. Prin vărsarea Lui de sângele Lui. Ce a făcut El? Ispășirea păcatelor voastre. Glorificat să fie numele. Amin. Prin care credinciosul iertat și împăcat cu Dumnezeu. Prin ce? Prin sângele vărsat pe cruce. Credinciosul este iertat și împăcat. Aceasta este mântuirea inițială. Noi suntem mântuiți, salvați, răscumpărați prin moarte pe moarte călcăm prin viața lui Hristos. Și Domnul să ne binecuvânteze. Credinciosul continuă să fie mântuit printr-o credință vie și unirea Lui cu Hristosul cel viu. Ce credință ai tu? Credința vie este o credință care produce fapte și roade. Roade în neprihănire. Te întreb, roada Duhului Sfânt, tu ești locuit de Duhul Sfânt și roada Lui există? Degeaba vorbești lui. Degeaba atunci, așa vorbește Domnul. Și îl ghiu să le roade. Domnul caută în tine, în primul rând, credință, neprihănire, pace, bucurie în Duhul Sfânt. Te întreb, ai pace? Ai bucurie? Ai neprihănire? Domnul să le binecuvânteze. Amin. Socotirea credinței ca neprihănire include iertarea păcatului și împăcarea cu Dumnezeu. Nu-i destul! Domnul iertă păcatul. Trebuie să treci în pace. Și dacă pun întrebarea acum aici, crezi că Iisus a iertat păcatul? Aici la Baptiseva și întrebarea s-a văzut pe biserică. Dacă nu-i destul să crezi, trebuie să fii în păcat cu Dumnezeu. Și când te bași cu Dumnezeu, te bași cu trup, cu suflet și cu duh. Și te bași pentru o zi.
trezește inimile. Te îmbraci cu tot restul vieții tale. Și Domnul să te ajute la aceasta. Amin. Acesta este un dar bazat pe mila lui Dumnezeu. Făcut posibil prin moartea lui Hristos pe cruce. Mântuirea nu-i darul meu. E darul lui Dumnezeu. Dumnezeu l-a dat pe Iisus ca preț de răscumpărare pentru păcatul meu și păcatul vostru. Iisus, mielul de paș, mă învață pe mine acum să rog păcatul. Cu păvinătatea. Nu e așa? Dacă trăiești pentru pământească, se ce? Putrezirea, moartea. Dacă trăiești pentru Domnul, se ce? Viața. Te întreb, când Domnul te-a creat, cum te-a creat? Chipul și asemănarea lui. De ce adaugi la înfățișare, podobe, haine și așa mai departe? De ce adaugi? Pentru că atunci când Domnul te-a făcut, te-a făcut chipul și asemănarea lui. Câtă vreme locuiește slava lui peste tine, câtă vreme chipul lui ocupă ființa ta, chip, și câtă vreme chipul lui în viața mea, când mi-a rămas așa cum a făcut Dumnezeu. Mă uit la oamenii care sunt în jurul meu și le văd copiii mutilați. Și mie la mine. Dom'le, vieță copii de 2-3 ani, au niște verici la urechi. Le închind urechile. Nu mai au vieță. Au tatuaje copiii mai mărișori de cor. Au icone și idole și cruci puse la bordul mașinii. Și te uiți la accidente, toate mașinile astea, cu cruci multe la oglindă acolo, au accidente. Crucea! Lemnul blestemat! Lemnul rușinii! Pe care Fiul lui Dumnezeu a fost omorât! Domnul spune, cine vrea să mă urmeze, să se lepe de sine, să ia crucea în fiecare zi și așa să mă urmeze. Care cruce? Lemnul? Semnul? Nu. Crucea este că din pricina mea veți fi urâți, blestemați, blasfemiați. Cine mă acceptă ca Domn și Mântuitor, acceptă prigoana, acceptă crucea, așocură și ocrâne. Ce înseamnă? În momentul în care intri în poporul Domnului, primii care te pașocoresc sunt cei din casă. Sunt cei care până atunci s-au fost popi, preoți. Sunt cei care te-au educat la școală. Sunt cei care te-au condus pe ultimii pași, pe primii pași la lucru. Dar vreau să vă spun, dacă suferi o cărlă astea, te ne drept, ferice. Amin. Dacă ești vorbit pe drept, e mare. Apostolii se bucurau că au fost învredniciți să fie bătuți. Din ce cauză? Din cauza credinței lor în Hristos. Bă, să nu mai vorbiți în numele ăsta! Și-o poruși sălbatul pe Petru și pe Ioan, după ce-a fost vindecat slăbănogul, și așa văd la apostol, s-a bucurat. Am căpătat. S-a bucurat că am căpătat. Am fost învăinciți. Domnul să ne binecuvântează. Amin. Credincioșii se mântuiți prin credință și har. Aici mă opresc. Astăzi voi continua data viitoare dacă Domnul ne va da harul acesta. Și vreau să vă spun, nu-ți decât la ferice de cei flămânși și însetați după neprihănire. E foarte scumpă predica asta de pe munte și vreau să o tratez la maximă responsabilitate cu puterea pe care Dumnezeu mi-a dat-o, dragostea care mi-a dat-o, pentru că îmi dă dragoste mare. Și azi noapte la două am fost culat ca să o pregătesc pentru voi. Și vreau ca voi să aveți pământul bine ocorat, ca cuvântul lui să producă în voi mântuire. Amin. 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 Amin.